Iar înainte de acea accidentare, cum ai trecut peste perioada asta? Sau peste ratarea transferului? Da, a fost vorba de un transfer în acea perioadă. Prima săptămână a fost mai grea până am realizat ce mi s-a întâmplat. Când te aștepți să se întâmple un lucru și primești la schimb cu totul și cu totul altceva, trecerea e destul de grea. Dar asta e viața, sunt sigur că Dumnezeu are pregătit ceva mai bun pentru mine. Ai vorbit atunci cu patronul? Pentru că era foarte supărat pe tine, chiar te și acuzase că te-ai fi dat puțin lovit, după chiar s-a demonstrat că ai o accidentare. Da, dar nu m-am supărat pentru că știam că adevărul o să iasă la iveală. Nu m-am gândit niciodată la acest lucru, chiar dacă era ultimul meci pentru mine. Ca drept dovadă, în acea fază eu nu m-am amenajat, am intrat să apăr interesele echipei, pentru că e clubul la care am crescut, care mi-a oferit foarte multe lucruri și nu puteam să mă dau la o parte. Ești cel mai vechi jucător de la echipă, nu e puțin dezamăgitor să auzi astfel de lucruri în condiții în care chiar ai dat totul pentru echipă și ai avut destule accidentări? Da, mi-a părut rău atunci pe moment, dar am trecut repede peste.